Bună seara, prieteni! Sunt pastorul Vasile Filat, de la Biserica Bunăvestirea din Chișinău, și în seara aceasta voi predica despre păcatul defăimării. Ați auzit vreodată să fie excomunicat cineva dintr-o biserică pentru că a săvârșit acest păcat? Presupun că nu. Eu nu am auzit niciodată. Cei mai mulți oameni nici măcar nu înțeleg în ce constă păcatul acesta al defăimării. Haideți în seara aceasta să privim în Sfintele Scripturi și să înțelegem ce este păcatul defăimării, de ce este el așa de grav și cum să ne păzim de acest păcat și, de asemenea, cum să procedăm atunci când noi suntem defăimați de alții. Să ne rugăm Domnului. Doamne, îți mulțumesc pentru posibilitatea care mi-o dai să predic și în seara aceasta cuvântul Tău și te rog, Doamne, să-i binecuvântezi pe toți acei care se vor alipi acum la acest mesaj, să asculte acest mesaj, te rog să binecuvântezi inimile lor ca să înțeleagă bine cuvântul Tău și să-l primească ca de la Tine, Doamne, să fie gata să-l aplici în viața lor și dacă s-au făcut vinovați de păcatul acesta al defăimării, atunci să se pocăiască de păcatul lor și să se lase de el, pentru că cei care sunt defăimători nu vor moșteni împărăția cerurilor. Te rog, Doamne, să-i ajuți. Te rog să mă binecuvântezi pe mine ca să-i explic bine acest păcat, să-i explic bine cuvântul Tău, clar, fiecare să înțeleagă și te rog de asemenea, Doamne, ca să mă păzești și pe mine de acest păcat și de asemenea dă-mi înțelepciune cum să mă port atunci când sunt defăimat de alții. Doamne, te rog să ne binecuvântezi pe toți să înțelegem cum să ne purtăm atunci când suntem defăimați, ca să dăm slavă numelui Tău și atunci, pentru că Domnul nostru Iisus Hristos de asemenea a fost defăimat și ne-a lăsat o pildă cum să procedăm atunci când suntem într-o situație similară. Te rog toate acestea în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Deschideți, vă rog, cu mine Sfânta Scriptură la 1 Corinteni, capitolul 6. Și iată aici, deci totdeauna, cred că ați observat, totdeauna încep cu acest text până când voi încheia toate păcatele trecute în lista aceasta, că aici este o listă de păcate. După aceea vom trece într-un alt text de unde voi începe mesajul meu. Deci aici scrie așa. Nu știți, citesc de la versetul 9, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici prea curvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci, cum ați văzut, defăimătorii sunt trecuți în lista aceasta și despre ei se spune că nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci, este un păcat grav, este pus alături de celelalte păcate, cum ar fi curvia, sodomia, malahi, hoția, închinarea la idoli și așa mai departe. Multe alte, pus alături de foarte multe alte păcate. Este un păcat grav. Vreau încă o dată să înțelegeți că ceea ce scrie Pavel aici, el le scrie creștinilor din orașul Corint. Deci creștinii erau afectați de păcatul acesta și existau printre creștinii afectați de păcatul acesta unii care credeau că poți să păcătuiești în felul acesta, poți să defăimezi pe alții și în același timp să moștenești împărăția cerurilor. Nu este un păcat atât de grav din pricina căruia n-ai putea să moștenești împărăția cerurilor. Deci erau unii care se înșelau. Vreau să vă spun că dacă astăzi mai puțin sunt cei care se înșală cu privire la curvie, la sodomie, sunt oameni care cred, cu toate că sunt înșelați foarte mulți, care cred că poți fi sodomit, poți fi deci homosexual și așa mai departe și tot vei moșteni împărăția cerurilor. Încearcă cineva să-i convingă că așa s-au născut, că Dumnezeu iubește așa cum sunt și va accepta așa cum sunt în împărăția sa. Deci nu, categoric nu. Însă, iată, la păcatul acesta al defăimării, mie mi se pare că sunt mult mai mulți oameni care se înșală cu privire la el. Ei, cuvântul care este tradus aici în limba română ca și defăimare, este cuvântul grecesc loidoros. Loidoros. Și înseamnă defăimători sau cei care vorbesc de rău, o persoană care vorbește de rău pe alții. Deci rău intenționată ca să-i facă rău alții, vorbește lucruri rele despre o altă persoană cu intenția de a-i face rău. Deci cuvântul acesta, loidoros,
Este doar de două ori îl găsim în Biblie și ambele dăți este în epistola 1 a lui Pavel către Corinteni. Eu deja am citat din versetul 10, dar iată, cuvântul acesta mai este și în capitolul 5, versetul 11. Aici apostolul Pavel spune așa: v-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvare. Citesc de la versetul 9. Însă n-am înțeles cu curvarii lumea acestea, sau cu cei lacomi de bani, sau cu cei hrăpăreți, sau cu cei ce se închină la idol, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice frate, totuși este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idol, sau defăimător. Deci iată, dragii mei, deci defăimarea este așa un păcat de grav încât în biserică trebuie în mod de urgență să fie luat atitudine față de acest păcat. Și păcatul acesta trebuie pus la disciplină, oamenii care practică acest păcat trebuie puși la disciplină ca să nu-l mai practice, să realizeze, să înțeleagă că este ceva grav. Pentru că cei care sunt defăimători, ei nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci, cum v-am zis, loidoros este un adjectiv, descrie un calificativ al celor care sunt așa de făimători, dar iată, cuvântul apare în Biblie într-o altă formă, loidoreo. Loidoreo care înseamnă a defăima, a ocărâ sau a mustra cu intenții rea. Și iată, acum vă invit să privim câteva texte din Sfânta Scriptură unde este folosit cuvântul acesta în limba greacă, loidoreo. Primul text va fi Ioan, capitolul 9, versetul 28. Mulțumesc mult, frate Mihai Sârbu, pentru urare și pentru mesajele frumoase și știu că vă rugați pentru mine și totdeauna mi-amintesc cu multă bucurie și plăcere de dumneavoastră și de zelul care îl aveți pentru Domnul Iisus Hristos. Mă rog să vă binecuvânteze Dumnezeu, să vă dea multă sănătate, să vă țină inima bine, pentru că știu că ați avut operație pe inimă deschisă și sper că sunteți bine și Dumnezeu vă binecuvântează în toată slujba care o faceți și așa mă rog să vă binecuvântez în continuare. Deci, cum am zis, la Ioan, Evanghelia după Ioan, la capitolul 9, este descrisă vindecarea orbului din naștere. Știți că Domnul Iisus a vindecat un orb din naștere și asta tare i-a supărat pe farisei. Și iată, de la versetul 24 scrie așa: fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: dă slavă lui Dumnezeu. Noi știm că omul acesta este un păcătos. Auzi tu? Știu toate. Deci noi știm că omul acesta, adică Domnul Iisus Hristos, este un păcătos. El a răspuns. Și de ce ziceau că este un păcătos? Pentru că l-a vindecat în ziua sabatului. Asta era tot păcatul Domnului Iisus Hristos, că vindeca în ziua sabatului, pentru că își permitea să stea la masă cu păcătoșii și cu vameșii. Și ca să le spună Evanghelia, deci asta era păcatul Domnului nostru Iisus Hristos în înțelegerea fariseilor. Și iată ei ce au zis: noi știm că omul acesta este un păcătos, de slavă lui Dumnezeu. Orbul a răspuns: dacă este un păcătos, nu știu. Cu alte cuvinte, nu cred eu că este un păcătos. Eu una știu, că eu eram orb și acum văd. Deci un argument tare care nu poate fi negat de nimeni, era orb din naștere. Iarăși l-au întrebat farisei: ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Așa de tare nu le plăcea lor argumentul ăsta, așa de mult ar fi vrut ei să nu existe argumentul ăsta, Domnul Iisus Hristos să nu-l fi vindecat pe orbul acesta, să nu poată orbul spune așa, dar Domnul Iisus pe atâția oameni i-a vindecat și mărturia noastră personală, dragii mei, trebuie să înțelegeți că este așa un argument pe care nu-l poate nega nimeni. Atunci când spuneți Evanghelia la oameni, totdeauna vorbiți-le, spuneți-le mărturia dumneavoastră personală. Și iată aici, deci Domnul Iisus, așa, orbul, iarăși l-au întrebat: ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Acum v-am spus, le-a răspuns orbul, și n-ați ascultat. Pentru ce mai voiți să mai auziți încă o dată? Doar n-ați vrea să vă faceți și voi ucenicii lui. Îmi dau seama că i-a luat peste picior aici. Înțelegea el bine că ei nu vor să se facă ucenicii Domnului Iisus Hristos, dar a fost un fel de a-i lua peste picior. Ei l-au ocărât și i-au zis: tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este. Auzi versetul 29, ia uitați-vă bine, versetul 29, ei spun că nu știu de unde este Domnul Iisus Hristos, dar versetul 24 au spus: noi știm că este un păcătos. Deci nu știau de unde este, nu știau cine este el, nu știau până la urmă cine este Iisus Hristos, dar ei
Îl defăimau pe Domnul Iisus Hristos. Deci primul pe care l-au defăimat era Domnul Iisus Hristos. Ei îl vorbeau de rău pe Domnul Iisus Hristos fără motiv. Sau din invidie, din invidie, din intenția rea care o aveau în inima lor. Dar iată aici în versetul 28, cuvântul care în limba română este numit, este tradus ocărât, este cuvântul grecesc. Cuvântul acesta grecesc care mai este tradus și defăimare. Deci ei l-au defăimat, l-au ocărât pe omul acesta, pe orb și au zis, tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Deci pentru ei asta era o ofensă, l-au ofensat când l-au numit ucenic al Domnului Iisus Hristos. Numele acesta este un nume atât de minunat. Și așa vreau să fiu recunoscut ca și ucenic al Domnului Iisus Hristos. Mai presus ca orice, mai mult ca orice, vreau oamenii să vadă în mine un ucenic al Domnului Iisus Hristos. Dar pentru oamenii aceștia defăimători, pentru farisei din vremea aceea, era ceva un lucru rău. Deci, înainte ca să trec la textul următor, haideți încă o dată să vedem ce înseamnă, cum textul acesta definește și ilustrează și explică ce înseamnă defăimător. Deci defăimători aici sunt fariseii și oamenii aceștia, fără ca să știe cine este Iisus Hristos și trecând peste argumentul foarte vizibil, peste vindecarea acestui orb din naștere, ei l-au disprețuit și pe Domnul Iisus Hristos și îl vorbeau de rău pe Domnul Iisus Hristos și îl vorbeau de rău pe, și pe orbul acesta din naștere. Așa procedează oamenii defăimători. Pe ei nu interesează argumentele. Vedeți aici, pe ei nu i-au interesat argumentele. Pe oamenii defăimători nu interesează argumentele care apără numele unui om, care apără lucrarea unui om. Ei disprețuiesc și argumentele, disprețuiesc orice. Oamenii aceștia îi disprețuiesc de cele mai multe ori din motive rele, ori din geluzii, ori din porniri rele, din intenții rele. Oamenii aceștia îi disprețuiesc pe oameni. Următorul text, unde este folosit cuvântul acesta loidoreo, este întâi Faptele Apostolilor, capitolul 23. Deci Faptele Apostolilor, capitolul 23. Vă rog să deschideți cu mine. Și iată, aici, în Faptele Apostolilor, în capitolul 23, este la versetul 4, dar eu voi începe de la versetul 1. Deci Pavel s-a uitat țintă la sobor, când a fost adus la judecat în sobor. Deci el s-a uitat țintă la sobor și a zis, fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Marele preot Anania a poruncit celor ce stăteau lângă el să-l lovească peste gură. Atunci Pavel a zis, te va bate Dumnezeu pe rete văruit, tu șezi să mă judeci după lege și poruncești să mă lovească împotriva legii. Cei ce stăteau lângă el au zis, îți bați joc de marele preot al lui Dumnezeu? Deci iată aici cuvântul care a fost tradus în limba română, îți bați joc de marele preot, este, îl defăimesc pe marele preot al lui Dumnezeu? Și Pavel a zis, n-am știut, fraților, că este marele preot, că ce este scris, pe mai marele norodului tău să nu-l grăiești de rău. Deci, iată, încă o definiție pe care o dă Pavel aici, este a grăi de rău, a vorbi de rău, a-ți bate joc de cineva. Acum, în situația aceasta, a fost învinuit de defăimare apostolul Pavel. Însă el n-a vorbit de rău, el n-a defăimat, de fapt, el așa a fost nice cu oamenii aceștia, a fost diplomat cu ei și a spus, da, este scris pe mai marele preot să nu-l vorbești și el n-ar fi vorbit dacă știa, dar acesta s-a purtat ca un perete văruit. Ce a vrut să spună? Că era îmbrăcat bine, arăta foarte bine, dar era un om rău, un om mizerabil înăuntru lui, pentru că el era pus acolo să judece după lege. Iată aici zice, tu șezi să mă judeci după lege și poruncești să mă lovească împotriva legii. Deci nici nu vrei să asculți argumentele mele. Nu mai a început apostolul Pavel să vorbească. Vedeți, el a spus, fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua de azi. Și marele preot imediat aș poruncit celor care stăteau lângă el să-l lovească peste gură. Deci lui nu i-a plăcut ce a spus apostolul Pavel. S-a purtat el ca un mare preot, marele preot care trebuie să urmărească după lege, să fie respectată legea, deci el era pus acolo să judece după lege și el împotriva legii a poruncit să-l lovească pe om peste gură așa fără motiv din prima dată. Nici măcar apostolul Pavel n-a ajuns încă să spună vreun argument, nimic. Și acolo era judecată, tocmai de asta a fost adus în judecată, ca acolo în judecată să poată vorbi, să le poată vorbi oamenilor.
Deci iată așa procedează unii oameni. Așa că, cum vedeți aici, Pavel a fost învinuit de defăimare, dar la drept vorbind, el nu a defăimat. Chiar dacă, din considerente de diplomație, de știind situația în care era, el a vrut să câștige audiența. Ceea ce a spus, da, este adevărat, este scris, nu vorbesc. Dacă aș fi știut că este marele preot, n-aș fi spus vorba asta. Însă, oricum, el nu l-a învinuit pe marele preot de ceva de ce marele preot n-ar fi fost vinovat. Marele preot s-a făcut vinovat, marele preot s-a purtat ca un perete văruit, pentru că el nu a procedat corect. Următorul loc unde este folosit textul acesta este 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 12. Deci deschideți, vă rog, la 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 12. Și iată aici la 1 Corinteni, capitolul 4, versetul... De fapt, eu voi începe... Așa. De la versetul 10, Apostolul Pavel spune așa, noi suntem nebuni pentru Hristos, voi înțelepți în Hristos, deci aici vorbește sarcastic, vorbește cu ironie, pentru că așa corintenii, ei se considerau foarte înțelepți, pe când pe Pavel, pe apostolii, socoteau nebuni pentru Hristos, fanatici. Și zice, ei bine, noi suntem nebuni pentru Hristos, voi înțelepți în Hristos, noi suntem slabi, voi tari, voi puși în cinste, noi desprețuiți. Până în clipa aceasta, zice Pavel, suferim de foame și de sete, suntem goi, chinuiți, umblăm din loc în loc, ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre. Când suntem ocărâți, binecuvântăm. Când suntem prigoniți, răbdăm. Iată aici cuvântul ocărâți, este cuvântul lui Doreo și înseamnă defăimați. Când suntem vorbiți de rău pe nedrept, învinuiți de lucruri neadevărate. Deci cei care defăimează, ei învinuiesc de lucruri neadevărate. Și Apostolul Pavel zice și el și cei care lucrau cu el într-o echipă erau învinuiți de lucruri neadevărate. Dar Apostolul Pavel, vedeți, el aici ne spune cum să procedăm noi. Noi creștinii totdeauna vom fi defăimați. Și atunci când suntem defăimați, cum să procedăm? Pavel a zis, când suntem ocărâți, binecuvântăm. Pe cine binecuvântăm? Pe cei care ne ocăresc. Când suntem defăimați, noi binecuvântăm pe cei care ne defăimează. La 1 Petru, capitolul 2, versetul 23, se vorbește despre Domnul Iisus Hristos și iarăși este folosit cuvântul acesta lui Doreo. Deci 1 Petru, capitolul 2, versetul 23. Și aici despre Domnul Iisus este scris așa. Când era batjocorit, Domnul Iisus nu răspundea cu batjocuri. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Iată aici cuvântul batjocorit, cuvântul lui Doreo, defăimat, este tradus cu batjocorit. Deci a defăima mai înseamnă și a batjocori. Și iată aici Domnul Iisus a fost batjocorit. Și noi ne amintim cum a fost batjocorit Domnul Iisus Hristos de toți oamenii, toți îl batjocoreau atunci când a fost răstignirea lui, în zilele acelea, ziua aceea, până la răstignirea lui, vă dați seama și vă amintiți bine din Sfintele Scripturi cum a fost batjocorit Domnul Iisus Hristos. Acum se apropie Paștele și toți oamenii obișnuiesc să privească filmul Viața lui Iisus sau Patimile lui Iisus Hristos, mai ales în filmul acesta, în Patimile lui Iisus Hristos, este arătat cum îl batjocoreau oamenii. Dar iată ce spune aici, când Domnul Iisus Hristos a batjocorit, el nu răspundea cu batjocorit. Și în versetul 21 ne spune că Domnul Iisus Hristos a suferit pentru noi și ne-a lăsat o pildă ca noi să călcăm pe urmele Lui. Deci când suntem batjocoriți, să nu răspundem cu batjocoră. Și când suntem chinuiți, nu amenințăm, ne supunem dreptului judecător. Dacă Dumnezeu a îngăduit în viața noastră să fim batjocoriți, defăimați de cineva, primim lucrurile așa, ca din mâna lui Dumnezeu. Și urmăm pilda Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că așa a procedat Domnul nostru Iisus Hristos. La 1 Petru, capitolul 3, versetul 9, de asemenea este folosit cuvântul acesta lui Doreo și iată aici scrie așa, citesc de la versetul 8, încolo toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți, nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Cuvântul ocară aici, cuvântul lui Doreo, a fost tradus aici cu ocară în limba română. Și iată ne spune iarăși cum să procedăm noi creștinii atunci când suntem
ocăreț. Deci ocara o fac rău intenționat. Oamenii ne ocăresc, ne vorbesc de rău, ne defăimează, ne batjocoresc. Deci ei o fac intenționat, rău intenționat, vor să ne facă rău. Dar iată, spune aici, noi să nu le întoarcem rău pentru rău. Când oamenii ne vorbesc de rău, noi nu întoarcem așa. Nici ocară pentru ocară, ei ne ocăresc, ne defăimează, noi nu întoarcem cu aceeași monedă. Dimpotrivă, ne spune aici să-i binecuvântăm. Deci, vedeți, nici nu stăm pasivi așa ca să nu facem nimic. Dimpotrivă, Scriptura ne spune că noi trebuie să-i binecuvântăm pe oamenii aceștia. Ei pe noi ne batjocoresc, ei ne ocărăsc pe nedrept, ei ne vorbesc de rău pe nedrept, ei ne defăimează. Noi însă să-i binecuvântăm pe oamenii aceștia, pentru că noi am fost chemați să moștenim binecuvântarea. Nu contează ce vorbesc ei, ce zic ei, noi vom moșteni binecuvântarea. În textul 1 Timotei, capitolul 5, versetul 14, deci deschideți 1 Timotei, capitolul 5, versetul 14. Iată aici Apostolul Pavel vorbește despre felul cum Timotei trebuia să administreze, cum să se poarte, cum să pună în rânduială slujirea pe care o făcea văduvilor. Deci se pare că în biserica aceea din Efes erau multe văduve, erau văduve în vârstă, erau văduve tinere și atunci lui se cerea ca și păstor al bisericii acesteia, ca și episcop, trebuia să pună în rânduială, să se îngrijească de văduvele acestea. Și iată, printre lucrurile pe care trebuia să le facă el pentru văduvele acestea, deci acolo era o listă. Era o listă de văduve și acolo în lista aceea intrau văduvele de la care aveau peste de la 60 de ani în sus, dar văduvele care au slujit în biserică, deci era un fel de pensie pe care și grijă pe care o dădea biserica acestor văduve, dar unele văduve tinere, ele doreau să intre în lista aceasta ca să fie la întreținerea bisericii și dacă ar fi ajuns acolo să fie la întreținerea bisericii, atunci era pericol pentru ele. De asta Pavel i-a spus lui Timotei, pe văduvele tinere să nu le primești în lista aceasta, pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou și se fac vinovate de faptul că își calcă credința din tâi, promisiunea din tâi că vor să rămână văduve de acum înainte. Nu este o virtute, să nu creadă nimeni că este o virtute pentru cineva, că nu s-a, după ce i-a murit soțul sau soția, nu s-a recăsătorit, că este mai sfânt cu asta, nu, categoric nu. Iată aici Pavel spune, zice invers, femeie, decât să fie pus în pericol văduvele acestea tinere, mai bine ele să se căsătorească. Să nu fie primit în lista aceasta. Pentru că ele, zice, totodată, din moment ce sunt la întreținerea bisericii, ele, zice, se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și iscoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Și acum, atenție, versetul 14. Deci vreau doar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară, căci unele s-au și întors să urmeze pe satana. Iată aici cuvântul ocară din versetul 14, este cuvântul loidoreo. Deci cuvântul acesta care mai este tradus și defăimare. Deci ce se întâmplă? Văduvele acestea tinere, dacă continuau așa să nu-și caute de treburile casei lor, să îngrijească de familie, ci să umble din casă în casă, să fie limbute, iscoditoare, să fie leneșe, deci atunci când cineva trăiește în felul acesta, spune că îi dă protivnicului un prilej de ocară și diavolul începe să-i vorbească de rău, dar vedeți, atunci mai are și motiv. Are motiv și o ia de la un lucru mai mic și dezvoltă foarte mare. Deci vorbește de rău, spune lucruri rele, începe cu lucruri adevărate și va spune, va adăuga numai decât și lucruri neadevărate despre văduva aceasta, despre orice persoană care procedează în felul acesta. Deci ca și principiu de aici, ce trebuie să învățăm noi, ca și creștini, trebuie să veghem în toate privințele, să nu-i dăm potrivnicului niciun prilej de defăimare, pentru că diavolul este ca un leu care râcnește și caută de târcoale și caută în fiecare zi pe cine să înghite și așa vrea el să ne discrediteze pe noi. Știți că el mai este și acel care în fiecare zi vine înaintea lui Dumnezeu și aduce pâr împotriva noastră. Vrea să ne părească, vrea să ne strece imaginea și oriunde poate să ne strece imaginea, caută și insistă cu tot din adinsul să o facă așa. De aceea trebuie să fim înțelepți, să ne purtăm bine în toate privințele și să nu-i dăm motiv. Și așa vorbește de rău. Să nu-i dăm motiv ca vorbirea aceea de rău a lui să fie argumentată, să fie întemeiată, să aibă la bază fapte reale despre noi, lucruri rele pe care le-am fi făcut. La Proverbe 20:3 în Vechiul Testament, știți că
prima traducere a Vechiului Testament în limba greacă, Septuaginta, și care este cea traducerea clasică, deci a fost făcută înainte de venirea Domnului nostru Iisus Hristos pe acest pământ, și iată, în Septuaginta acolo, în limba greacă, a fost, deci versetul acesta din ebraic a fost tradus tot cu loidoreo, cu cuvântul loidoreo de limba greacă. Deschideți la Proverbe, capitolul 20, versetul 3. Și aici spune așa: este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar oricine bun se lasă stăpânit de aprindere. Cuvântul certuri aici, care e tradus în limba română certuri, în Septuaginta este loidoreu, adică este defăimare. Deci este o cinste pentru om să se ferească de defăimări. Atunci când cineva te, în primul rând, ferește-te să defăimezi pe altul, nu defăima. Dar și atunci când te defăimează pe tine, ferește-te de oamenii aceștia. Nu trebuie prea tare să te încurci cu ei și nu lua la inimă, nu te deranja așa prea tare. Pentru că zice, oricine bun se lasă stăpânit de aprindere. Auzi, dacă te aprinzi, te superi rău, te mânii și mergi să te cerți cu cei care te defăimează și să cauți să-ți scoți dreptatea. Auzi, zice, nu prea înțelepta apare, pentru că aici spune oricine bun se lasă stăpânit de aprindere. Deci nu te lasa stăpânit de aprindere atunci când cineva te defăimează, așa încât să începe a face conflict sau să începe a răspunde și tu în același fel. Categoric nu, nu fă lucrul acesta. Folosește în 2 Corinteni, cuvântul defăimat mai este folosit în limba română în 2 Corinteni, dar este un alt cuvânt grecesc. Este cuvântul momaomai. Și, de fapt, cuvântul acesta este atunci când, vedeți, cuvântul loidoreu este vorbire de rău neîntemeiată. Când n-a făcut, persoana n-a făcut niciun rău, n-a făcut nimic și îl vorbești de rău, îi atribui persoanei anumite fapte rele, ireale, care nu s-au întâmplat, cu scopul de a-i strica imaginea, de a-i strica reputația, de a-i strica numele acelei persoane. Însă aici, la 2 Corinteni, este vorba și de o situație când este vorbit de rău, dar, de fapt, este temei pentru asta. A fost temei. Sunt anumite fapte care s-au făcut. Învățăm ceva foarte important din ceea ce a scris Pavel aici. La 2 Timotei, la 2 Corinteni, capitolul 6, vă rog să deschideți cu mine, 2 Corinteni, capitolul 6. Și iată aici, la 2 Corinteni, capitolul 6, în versetul 3 este folosit cuvântul defăimare. Eu voi citi de la început. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa, ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Căci El zice, la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat, iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Și acum Pavel vorbește despre sine. Noi nu dăm nimănui niciun prilej de poticnire, pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată. Pavel vorbește despre sine ca și slujitor al lui Dumnezeu și despre toți acei care sunt slujitori al lui Dumnezeu în echipa lui și lucrul acesta este valabil pentru toți slujitorii lui Dumnezeu. Deci el zice, noi nu dăm nimănui niciun prilej de poticnire pentru ca slujba noastră să nu fie defaimată, ci în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori al lui Dumnezeu prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în veghere, în posturi, prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută. Deci, cum vedeți, în slavă și în ocară, în vorbire de rău și în vorbire de bine, suntem priviți ca înșelători, măcar că spunem adevărul. Deci, cum vedeți, în toate împrejurările Apostolul Pavel spune că veghez ca să nu dau nimănui niciun prilej de poticnire, pentru că nu vreau slujba să fie defaimată. Am primit o slujbă de la Dumnezeu și dacă va fi defăimată slujba aceasta, atunci nu mi-o mai pot face. Este tot așa cum despre un medic. Dacă despre un medic începe cineva să vorbească, un medic bun, dar care a făcut o operație greșită, un chirurg, a omorât pe cineva. Și atunci ce vor crede oamenii despre chirurgul acesta? Mai vrea cineva să meargă la el? Păi nu, s-au speriat oamenii, nu mai vor să mai meargă. Deci nu da niciun prilej, nu lăsa niciun lucru la care să nu-ți faci la calitatea necesară slujirea sau ceva, niciun prilej de poticnire noi nu trebuie să le dăm oamenilor ca și slujitorii lui Dumnezeu, pentru că atunci ajunge să fie defăimată slujba noastră. Și dacă slujba noastră ajunge să fie defăimată, ea nu mai este de niciun folos, nu mai putem câștiga, nu mai putem face nimic. Oamenii nu vor
mai primi slujba noastră și nu mai putem învăța nici scripturile, nu mai putem conduce în împărăția lui Dumnezeu. Și apropo, acum chiar cu privire la ceea ce am predicat ieri despre păcatul beției. Deci atunci când unii slujitori al lui Dumnezeu se compromit prin beție, prin consum de alcool și așa mai departe, atunci slujba lor ajunge defăimată și oamenii nu mai primesc slujba lor. Nu mai pot avea, devin și ei niște cum să zic eu așa, niște slujitori total plafonați, care într-un grup ușor mic acolo nu ies nimic, le rușine să spună o vorbă, pentru că atunci când vor să spună Evanghelia cuiva sau să predice cuiva, ei știu că oamenii vor veni să-i învinuiască și știu că învinuirile oamenilor vor fi adevărate și nu mai pot să-și îndeplinească slujba lor. Deci iată, de aceea spune aici să fim foarte atenți și noi ca și slujitori să nu dăm nimănui niciun prilej de poticnire pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată. La 2 Corinteni, capitolul 8, acolo în capitolul 8 și 9, Apostolul Pavel vorbește despre o mare strângere de ajutoare care s-a făcut, a organizat-o el și s-a început strângerea din Macedonia, apoi a invitat și pe cei din Corint să participe ca să ducă ajutoare sfinților din Ierusalim. Și iată aici Apostolul Pavel spune așa, până ajungem la versetul 20, ca să înțelegem bine contextul, citesc de la versetul 16. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care a pus în inima lui Tit aceeași râvnă pentru voi, căci el a primit îndemnul nostru, ba încă stăpânit de o râvnă arzătoare, a pornit de bună voie spre voi, din Macedonia a pornit la Corint. Am trimis, zice Pavel, cu el și pe fratele, nu spune numele acestui frate, dar zice am trimis cu el și pe fratele, a cărui laudă în Evanghelie este răspândită prin toate bisericile. Deci despre care toată lumea știe că este un om cinstit și reputația lui nu a fost pătată niciodată cu nimic. Mai mult, zice, el, fratele acesta, a fost ales de biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere pe care o săvârșim spre slava Domnului și ca o dovadă de bunăvoința noastră. În chipul acesta, deci, Apostolul Pavel l-a trimis pe Tit, l-a trimis pe fratele care a fost ales de biserici. Deci, în chipul acesta vrem ca nimeni să nu ne defaime cu privire la acest belșug de ajutoare de care îngrijim. Pentru că căutăm să lucrăm cinstit nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. Am trimis cu ei și pe fratele nostru, deci încă unul, a cărui râvnă am încercat-o de multe ori, în multe împrejurări și care de data aceasta arată mult mai multă râvnă din pricina marii lui încredere în voi. Deci Apostolul Pavel era foarte conștient că oamenii învinuiesc pe slujitorii lui Dumnezeu de lăcomii, hoții, de nu știu ce cu banii acolo învinuiesc. Și atunci, fiind conștient de aceasta, pentru a preveni orice fel de defăimare, Apostolul Pavel l-a trimis pe Tit, a mai trimis un frate care avea o reputație bună, încă un frate a trimis o comisie de oameni care s-au ocupat de strângerea asta de ajutoare ca să nu poată nimeni apoi arunca învinuiri. Că deja cineva din Corint, niște deștepți, așa să zic eu în ghilimele, s-au găsit care îl învinuiau pe Pavel, ziceau că el, banii sunt motivația lui. Auzi, Apostolul Pavel, banii au fost motivația lui în propovăduirea Evangheliei. Uite, s-au găsit unii care încercau să-i zică lui, să-l convingă, să spună așa, să-l învinuiască pe Pavel, că banii ar fi motivația lui. Deci, cum vedeți, Apostolul Pavel a fost foarte înțelept. Deci, el a prevenit o acțiuni de defăimare care ar putea să vină din partea cuiva și ca să nu fie defăimat, deci el a lucrat foarte bine, se vede aici cum a aplicat exact ceea ce a scris acolo, la 6:3, nu dă nimănui niciun prilej de poticnire. Și pentru ca să nu dea nimănui niciun prilej de poticnire, ca să nu fie defăimată slujba, deci Apostolul Pavel a creat comisia aceasta care se ocupă de strângerea de ajutoare, în care era Tit, era un frate din Macedonia, mai era încă un frate care a fost trimis de el și în felul acesta zice să nu poată nimeni apoi să-i defaime cu privire la belșugul de ajutoare de care se îngrijeau ei. Și în felul acesta, vedeți, el zice că căutăm să lucrăm cinstit nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. De asta trebuie să ne gândim foarte des când e vorba de defăimare. Noi știm și avem intenții bune și procedăm bine și avem toată curăția inimii, dar este foarte important să ne gândim și cum va fi interpretat lucrul acesta de ceilalți oameni, cum îl vor privi ceilalți oameni. Nu cumva ei vor lua prilej de defăimare, vor folosi acesta ca și prilej de defăimare. Deci este un principiu foarte important pe care trebuie să-l învățăm noi slujitorii și nu numai slujitorii, toți creștinii trebuie să se gândească foarte bine în toate acțiunile, să ne gândim dinainte cum le facem așa ca să nu dăm nimănui niciun prilej de defăimare.
La 1 Petru, la capitolul 2, versetele 11 și 12. Este scris așa. Prea iubiților, și destinatarii acestei epistole erau creștini născuți din nou de curând, care de curând au crezut în Domnul Iisus Hristos. Și iată aici spune așa. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, și neîntemeiat vorbesc, și prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Este o zi a cercetării. Vine Dumnezeu într-o zi când le pune lucrurile în față. Și zice, atunci ei să slăvească pe Dumnezeu și să vadă că nu este adevărat ceea ce au vorbit ei despre ei. Deci nu ne deranjăm când îi vorbesc cu oamenii atât de rău. Nu ne deranjăm, noi căutăm totdeauna să trăim frumos și zice să avem o purtare bună în mijlocul neamurilor ca și creștini. Așa cum știți, multe învinuiri au fost aduse de-a lungul secolilor împotriva adevăraților ucenici ai lui Iisus Hristos. Lumea desfrânată, oamenii desfrânați, destrăbălați, totdeauna ei au judecat despre creștini după ei, au încercat să-i măsoare pe creștini cu ei. Deci, de exemplu, ne învinuiesc de beții, de nu știu ce, sau că omorâm copii, canibalism. Deci atunci când în vechime au auzit că noi mâncăm trupul Domnului și bem sângele Domnului la cina Domnului, semnul legământului nostru, ei auzind asta au făcut niște interpretări că noi creștini am fi niște canibali și noi ne ocupăm cu canibalismul. Păi pe parcursul secolului vreau să vă spun, în multe țări au fost învinuiți de multe ori creștinii și până în ziua de azi mai sunt învinuiți de canibalism, pentru că necredincioșii nu caută să înțeleagă despre ce vorbim noi, ce explicăm noi. Sau, de exemplu, de multe ori au fost învinuiți că suntem comuniști, colaborăm cu comuniștii, mai ales în timpul perioadei lui, în timpul lui Antonescu. Știți că Republica Moldova din 1918 până în 1940 a fost parte din România Mare. Apoi, la 28 iunie, au venit Uniunea Sovietică și au ocupat iarăși Moldova. Au fost persecuții grave, groaznice, au fost împotriva tuturor oamenilor și împotriva creștinilor. Și apoi, când s-a început al doilea război mondial, Antonescu a intrat împreună cu armatele germane și a ocupat din nou Basarabia. Dar, ce credeți, atunci jandarmii români, toată administrația lui Antonescu, învinuia pe creștinii evanghelici că ei sunt comuniști. Că sunt colaboratori cu comuniștii, mai ales cei care erau vorbitori de limba rusă, erau învinuiți că ei sunt colaboratori ai comuniștilor, ei au fost comuniști și așa mai departe. Deci învinuiri total neîntemeiate, pentru că adevărații creștini niciodată n-au avut nimic de a face cu comuniștii, pentru că comunismul presupune jupuierea oamenilor, ai fura, ai jăfui pe oameni de bunurile lor și creștinii niciodată nu pot accepta așa ceva. Comunismul în esență este ateu, la temelia comunismului este ateism, este luptă împotriva lui Dumnezeu și un creștin adevărat niciodată nu poate accepta așa ceva, dar uite, erau învinuiți de creștini, erau învinuiți de comunism. Alta care o auzim des și până în ziua de azi și din vechime până în ziua de azi, sunt învinuiți creștinii că ei ar stinge lumina și ar practica orgii sexuale. Groaznic, lucruri care sunt total neîntemeiate. Că, mi-a plăcut cum mi-a spus odată sora mea Oglici, învățătoarea mea, mentorul meu în Evanghelie, mi-a spus că fiind încă tânăr, lucra la un salon și acolo zice, cineva a încercat să spună, cineva, un bărbat, a încercat să spună că, uite, știu eu că voi, când ia vestea Evanghelia, spune, știu eu că voi, ce faceți voi acolo, așa, și atunci sora mea frumos a răspuns, a zis, auzi, zice, dacă ar fi așa, atunci tu ai fi primul care ai merge la adunare, pentru că acela era un om desfrânat, era un om lipsit de orice standarde morale și vreau să spun că cei care zic așa, ei chiar primii ar fi care s-ar duce acolo. Dar astea, cum vă zic, sunt lucruri total neîntemeiate. Însă, când oamenii ne vorbesc de rău, Scriptura ne spune foarte clar, noi să avem o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că lucrurile în care ei ne vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, lucruri total neîntemeiate,
prin faptele noastre bune pe care ei le văd. Și este important ei să vadă faptele noastre bune. Nu pentru că noi ne lăudăm cu ele, este important să vadă ei faptele noastre bune, pentru că văzând faptele noastre bune, îl vor slăvi pe Dumnezeu în ziua când îi va cerceta Dumnezeu pe ei. Și acum vreau să vă invit ca să luați acțiune în urma ascultării acestui mesaj. Dacă ai defăimat, dacă printre ascultătorii acestui mesaj sunt persoane care au defăimat sau defăimează până în ziua de azi, ce înseamnă, cred că ai înțeles bine ce înseamnă defăimare din tot mesajul acesta. Defăimare înseamnă când vorbești rău intenționat, vrei să-i faci rău cuiva și îl vorbești de rău în mod intenționat, îl acuzi de lucruri care nu sunt adevărate și tu știi bine că lucrurile acelea nu sunt adevărate, dar îl acuzi pentru că vrei să-i faci rău, să-i strici imaginea acelei persoane și să-i strici numele. Deci dacă ai făcut așa, atunci recunoaște, dragul meu, mărturisește-ți păcatele, recunoaște înaintea lui Dumnezeu și apoi mergi și recunoaște și la acea persoană. Poate este la distanță, nu poți merge. Dă-i un telefon, chiar acum, când se încheie acest mesaj, dă-i un telefon acelei persoane, spune că ai făcut lucrul acesta, indiferent că ea știe sau ea nu știe, spune că ai făcut lucrul acesta, cere-ți iertare de la persoana aceasta și nu mai fă așa. Cere-ți iertare din toată inima. Dumnezeu spune în Scriptură că dacă spunem că îmblăm în lumină, atunci când am păcătuit, atunci când am păcătuit, apoi adevărul nu este în noi și noi ne înșelăm singuri. Însă dacă ne mărturisim păcatele, atunci când am păcătuit, dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Deci dacă vă veți mărturisi păcatele și dacă vă veți cere iertare de la Dumnezeu, Dumnezeu vă va curăți și vă va ierta de orice nelegiuire. Și încetați să mai defăimați. Nu mai defăimați niciodată nicio persoană, nu mai vorbiți de rău pe nimeni. Dacă aveți ceva să-i spuneți, atunci dacă persoana s-a făcut vinovată de ceva, atunci mergi și vorbești, discută cu persoana aceea ca să-i faci bine, să o ajuți să se îndrepte, dar nu vorbi de rău neîntemeiat pe nimeni. Și altceva este să nu te lași influențat de cei care defăimează. Ai grijă, sunt oameni care așa de iscusit, așa știu să facă ei să-i defăimeze pe alții și încă știi ce fac, ei vin și te ispitesc așa, ei te provoacă să zici și tu rău, ca după aceea să meargă să le spună la persoanele acelea că tu ai zis rău despre persoana respectivă. Deci fii foarte atent, fii foarte atent cu defăimătorii. Vezi dacă ai printre prietenii tăi, în compania ta, printre oamenii care îi cunosc, ai persoane care sunt defăimători, oprește-i. Când data viitoare încep să facă aceasta, oprește-i. Spune-le cu duhul blândeții, vorbește-le frumos. Poate este bine chiar acum să le trimiți acest mesaj, fă share, trimite-le printr-un mesaj personal, trimite-le link ca să asculte mesajul acesta și cheamă-i pe persoanele acestea, îndeamnă-i mai mult să nu mai defăimeze, să nu mai fie defăimători. Pentru că acesta este un păcat grav și defăimătorii nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu și nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Dacă ești tu defăimat de cei necredincioși, de oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, atunci tu binecuvântează-i. Așa ne învață Scriptura. Ei ne defăimează, dar noi îi binecuvântăm. Ne facem că nici nu auzim, nici nu știm. Mai ales unele din rude, știu că mă vorbeau de rău la începutul vieții mele creștine, știu că erau multe rude care, nu multe, bine, erau o parte din rude care mă vorbeau de rău și așa. Și eu știam foarte bine despre faptul că ei mă vorbesc, dar când mă întâlneam cu ei, eu nici măcar n-am arătat că știu lucrul acesta. Unii din ei au venit pe urmă și au cerut scuze, unii au devenit creștini și au schimbat viața, dar vă zic, nici măcar n-am ascultat ceea ce spunea, nici măcar n-am arătat că știu ceea ce spune. Că așa mă învață Scriptura. Binecuvântează-i pe cei care ne vorbesc de rău și nu este neîntemeiat, este neadevărat ceea ce spune despre noi. Când ei fac așa, să-i binecuvântăm. Scriptura mai spune să ne rugăm pentru ei. Roagă-te pentru oamenii aceștia. Ori de câte ori auzi că cineva te vorbește de rău, este un motiv, este un reminder, așa, ți-a adus aminte că trebuie să te rogi pentru el. Pune-l în lista de rugăciune și roagă-te pentru mântuirea acestei persoane. Taci, am zis, nu trebuie să-i întorci înapoi. Ați văzut exemplul Domnului nostru Iisus Hristos. El nu a răspuns cu o cară. Când era ocărât, n-a răspuns cu o cară. Când era batjocorit, nu batjocorea. Deci tot așa să facem și noi. Fă-le bine. Prin purtarea ta bună trebuie să le închizi gura, pentru că ei când vor vedea purtarea ta bună, vor rămâne ei rușinați, vor vedea că nu este adevărat tot ceea ce vorbesc ei despre tine și tu de fapt ești un alt fel de om și tu altfel procedezi. Urmează pilda lui Iisus Hristos. Dacă ești însă defăimat de cineva din biserică,
din cineva din Biserica lui Hristos, cineva din credincioși te defăimează, te vorbește de rău neîntemeiat și în mod metodic, intenționat, vorbește de rău ca să-ți strice numele, ca să-ți facă rău. Deci din moment ce ai auzit aceasta, când a ajuns la tine vorbă și știi că persoana procedează așa, mergi imediat să vorbești cu persoana respectivă, unul la unul. Așa cum ne învață Scriptura în Evanghelia după Matei, la capitolul 18. Deci acolo spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta și defăimarea este un păcat grav, cum ați văzut, că defăimătorii nu vor intra în împărăția cerului. Deci dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, atunci mergi și mustră-l tu în patru ochi, vorbește tu cu el. Spune lucrurile care le-ai auzit, arată-i că nu este adevărat, nu este corect ceea ce faci, arată-i că defăimează și arată-i că defăimătorii nu vor intra în împărăția cerului, deci neapărat arată-i lucrurile acestea. Dacă va primi, atunci te rogi cu el, iartă-l și gata, ai încheiat subiectul. Nu mai trebuie să-l mai discuți cu nimeni, s-a rezolvat întrebarea. Chiar dacă te-a defăimat grav, nu știu, oricine ar fi fost, i-ai vorbit odată și asta e tot. Dacă nu vrea să primească, atunci mergi să-i vorbești păstorului. Mergi cu păstorul la el, trebuie să-l confrunți împreună cu păstorul, că așa Scriptura spune, să fii confruntat împreună, spune acolo, mergeți cu unul sau doi înși. Dar cel mai bine este să mergi cu păstorul sau cu slujitor din biserică și să vorbești cu persoana respectivă care te defăimează. Și dacă nici după aceasta nu se schimbă și tot continui să facă așa, s-ar putea întâmpla să-și ceară iertare, să zică că îi pare rău și așa mai departe, și apoi peste o perioadă de timp iar să auzi că iar face același lucru. Deci nu s-a pocăit. Persoana care se pocăiește nu mai face niciodată. Dacă s-a pocăit din toată inima, atunci nu mai face niciodată. Deci după aceea va trebui să acționeze păstorul. Și iată acum aici este pentru păstori, pentru slujitori. Dacă în biserica dumneavoastră sunt persoane care defăimează, practică păcatul acesta al defăimării, vreau să vă spun, sunteți obligați să luați acțiune rapid să luați. Pentru că aici Apostolul Pavel, vedeți, era foarte supărat la 1 Corinteni 5, când în biserica din Corint era un păcat și nici biserica, nici liderii, liderii trebuie să ia acțiune. Cum? Biserica nu poate lua acțiune. Liderii sunt cei care dau direcții, care vin cu inițiative. Deci de la păstor, de la slujitor, se așteaptă să ia inițiativă și dacă este cineva defăimător, atunci persoanele acestea trebuie să fie aplicată disciplina. Și dacă persoana aceasta nu se pocăiește și după ce a fost mustrată în patru ochi, după ce a mai fost mustrată cu martori, tot nu s-a oprit, dacă tot continuă să facă așa, atunci persoana aceasta trebuie mustrată, trebuie pusă la disciplină și trebuie excomunicată din biserică. Așa învață biserica. Cum vă zic, n-am auzit încă despre un caz când cineva, pe motiv de defăimare, să fie excomunicat din biserică, dar Scriptura spune că este absolut obligatoriu. Și atunci când s-a întâmplat lucrul, când va fi excomunicat, lucrul acesta va fi benefic nu numai pentru persoana aceasta, pentru că își va da seama de gravitatea păcatului pe care îl practică, dar vor înțelege și biserica. Că dacă nu se ia măsuri cu privire la defăimare, dacă nu se aplică disciplina bisericească cu privire la defăimare, atunci Scriptura spune puțin a luat, dospește toată plămădeala. Puțin păcat. O persoană care defăimează, ea va defăima, va vorbi în biserică, defăimarea se va răspândi în biserică și defăimarea va deveni o practică de fiecare zi a bisericii și defăimarea aceasta va distruge relațiile, va afecta relațiile. Nu mai poate fi tare, puternic o biserică în care s-a răspândit defăimarea, pentru că defăimarea distruge biserica din lăuntru. Oamenii nu mai pot avea relații frumoase unii cu alții, nu mai pot avea încredere unii cu alții. Ce fel de lucrare mai pot face ei în Evanghelie când știu că sunt defăimați de unul, de altul, de a treilea, de al patrulea? Deci nu mai pot face atunci nicio lucrare în Evanghelie. De aceea, dragii mei, trebuie neapărat de luat acțiune. Eu mă rog ca să vă ajute Dumnezeu și chiar acum, la încheierea acestui mesaj, luați acțiune, mergeți să aplicați. Știți, în Evanghelia, la Epistola lui Iuda scrie așa, nu fiți numai ascultători ai cuvântului, înșelându-vă singuri, că dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, deci dacă nu mergi imediat să aplici ceea ce ai înțeles din cuvântul lui Dumnezeu, zice, seamănă cu un om care își privește fața ferească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uite îndată cum era. Deci dacă nu aplici imediat tot ceea ce ți-am spus aici să aplici, dacă nu iei acțiune chiar acum, imediat, nu mai închizi mesajul acesta și iei acțiune, te rogi și apoi iei acțiune, faci ce ai de făcut. Deci dacă trebuie să-ți ceri iertare de la cineva, ceri iertare. Dacă trebuie să să oprești, să confrunți pe cineva care știi, ești foarte conștient că în mod sistematic defăimează,
chiar acum, scrii, pune o întâlnire, acum programează în agenda ta întâlnirea, cheamă-l pe mâine, pe poimâine, nu amâna. Cheamă-l și discută acum, pentru că defăimarea este un păcat grav și distruge biserica din lăuntru, este o ciumă rea. Și dacă ești slujitor și ești conștient că păcatele acestea sunt în biserică, acum planifică următoarea adunare a membrilor, adunare închisă a bisericii, la care să fie discutată întrebarea sau, eu știu, ordinea în care trebuie să o iei, planifică acțiuni concrete, azi, mâine, poimâine, ca să rezolvi întrebarea aceasta. Pentru că altfel tot cuvântul acesta, vei închide acest video, vei merge să te culci și mâine dimineață vei uita absolut tot, parcă nici n-ai mai auzit nimic. Că așa spune Scriptura, dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața ferească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Deci, tare mult mă rog ca să nu pleci și să uiți îndată tot ce ai ascultat din acest mesaj. Haideți să ne rugăm la încheiere. Doamne, îți mulțumesc pentru toate persoanele care au ascultat acest mesaj și care îl vor asculta mai departe. Doamne, te rog ca să-i binecuvântezi, să înțeleagă bine cuvântul Tău și dacă este cineva din ei care este defăimător, Doamne, vorbește-i, mustră și ajută-l să se pocăiască de păcatul acesta, să-și îl mărturisească și să se întoarcă la credința adevărată în Domnul Iisus Hristos, să trăiască frumos și sfânt. Ajută-l, Doamne, să-și ceară iertare de la toți acei pe care i-a defăimat și să-l ierte și să restabilească relații cu fiecare din ei. Doamne, te rog pentru cei care sunt defăimați și suferă de la aceasta. Doamne, ajută-i să înțeleagă că și Domnul nostru Iisus Hristos a fost defăimat și ne-a dat o pildă ca să călcăm pe urmele Lui și atunci când era ocărât, El nu răspundea cu ocară, când era batjocorit, nu răspundea cu batjocură. De aceea, Doamne, ajută-ne și pe noi tot așa să procedăm și să nu răspundem cu batjocură, ci invers, să binecuvântăm, să ne rugăm pentru oamenii aceștia, să le facem bine, să avem o purtare bună, frumoasă în mijlocul neamurilor. Dar dacă printre defăimători este cineva din frații noștri, ajută-ne, Doamne, ca să ne împlinim datoria noastră de a-i judeca și să mergem acum în mod de urgență, să vorbim cu ei, să-i mostrăm, Doamne, și să le dai pocăință ca să înceteze și să nu mai defăimeze. Și te rog, Doamne, și pentru toți slujitorii bisericii, pentru toți păstorii care dau direcție, dau învățătură în biserică, ajută-i, Doamne, și dă-le tărie, înțelepciune, așa ca să ia acțiune, Doamne, și atunci când sunt defăimători în biserică să-i oprească imediat și să nu cruțe păcatul acesta, pentru că puțin a luat, dospește toată plămădeala. Te rog, Doamne, toate acestea în numele Domnului nostru Iisus Hristos și te rog de asemenea să le pui pe inimă la toți acei care vor asculta acest mesaj, să-l distribuie mai departe, așa ca cuvântul Tău să ajungă la cât mai mulți oameni și la fiecare persoană la care va ajunge să aducă transformare, schimbare în viață și mântuire și sfințenie. Te rog în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Sunt pastorul Vasile Filat de la Biserica Bunăvestirea și vă aștept la următorul live. Obișnuiesc să predic așa pe Facebook. Mulțumesc Domnului că trăim în așa vremuri și ne-a dat așa posibilități când putem folosi tehnologiile pentru propovăduirea Evangheliei. Vă invit la următoarele mesaje să le ascultați, urmăriți profilul meu, abonați-vă la pagină și eu vă voi anunța despre mesajele următoare. Dumnezeu să vă binecuvânteze!